La începutul lunii august a fost adoptată o ordonanță de urgență care modifică și completează codul muncii. Actul normativ aduce modificări importante de care angajatorii ar trebui să țină cont. Dispare această sancțiune pentru muncă fără forme legale sau munca la negru, cum este cunoscută, în cazul depistării a mai mult de 5 persoane că muncesc fără forme legale. Această sancțiune dispare, angajatorul, considerându-se de fapt necesar acest lucru, deoarece la nivel național, în perioada 2016-2017, toate sesizările depuse de Inspectoratele Teritoriale de Muncă au fost soluționate de fapt cu neînceperea urmăririi penale. Potrivit deciziilor recente ale guvernului, angajatorul are obligația să păstreze la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă și documentele de evidență a timpului de muncă prestat zilnic de fiecare salariat. Orice modificare a unuia dintre elementele contractului individual de muncă în timpul executării acestuia impune încheierea unui act adițional la contract anterior producerii modificării, cu excepția situațiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege sau în contractul colectiv de muncă aplicabil. Din această lună sunt mai mari amenzile pentru munca la negru. Pentru orice persoană identificată că muncește fără forme legale, fără un contract individual de muncă, se aplică o sancțiune de 20.000 de lei, sancțiunea maximă putând ajunge la 100.000 de lei pentru persoane, mai multe persoane identificate că muncesc fără forme legale. În altă ordine, ideea a apărut o modificare legată de evidențierea orelor de muncă. În acest sens, angajatorii au obligația de a înregistra și de a avea o evidență strictă a orei de intrare și orei de ieșire. Modificarea codului muncii vizează adaptarea legislației naționale la noile provocări cu care se confruntă autoritățile, în special cele legate de fenomenul muncii nedeclarate. Actul normativ a intrat în vigoare în 7 august, însă dispozițiile prin care se stabilește și sancționează contravențiile vor intra în vigoare în 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial.